Dragi prieteni, double exposure. Doar în After Effects. Hai să dăm bătaie. Avem această poză de pe unsplash.com cu acest tânăr și această filmare cu drona de pe videospexels.com. Foarte frumoasă. Și vrem să luăm această filmare și să o implementăm în cap. Știți, ca în Inception. Doar că nu e deloc ca în Inception. Bun, hai să creăm o nouă compoziție. Click dreapta, New Composition și voi scrie Double Exposure. Sună bine? O lăsăm HD cu 30 de frame-uri pe secundă și durata de 5 secunde. Îi dăm OK. Aducem poza în timeline. Observăm că are 1920 pe 1275, adică este mai mare pe verticală. Asta înseamnă că putem să o mai coborâm în compoziția noastră, ca să vedem mai bine firele de păr. Duplicăm poza, click pe ea, Ctrl D, o dezactivăm pe cea de jos și dăm dublu click pe poza de sus, ca să o deschidem în panoul Layer. Acum, mare atenție, mergem pe acest instrument care se numește Rotobrush Tool pentru a face o selecție acestui tânăr. Observăm că apare această pensulă verde cu acest plus în interior. Dacă vrem să mărim pensula, apăsăm Ctrl, click și mergem cu mouse-ul în față sau mergem cu mouse-ul în spate dacă vrem să o micșorăm. Cam atât este suficient. Și mergem aici și dăm Fit să vedem toată poza și vom face o selecție ceva de genul ăsta pe interior, aproape de contur. Nu trebuie să fie perfect, dar mare atenție să nu trecem de contur. Ok. Și să nu bem multe cafele înainte. Ok. Bun. Foarte bine. Și dăm drumul aici. Bum. Și observăm că After Effects inteligent a ghicit ce selecție am fi vrut noi să facem. Dar nu e tot. Asta nu e tot. Mergem acum pe acest instrument și alegem Refine Edge Tool. Și observăm că apare o altă pensulă mauve, dar de data asta mergem pe contur. Ceva de genul ăsta. Mare atenție să plusul să fie exact pe linia roz. Așa. Foarte bine, foarte bine. Bun. Și aici dăm drumul. Lăsăm să calculeze puțin. Bum! Observați ce a făcut? A știut să diferențeze foarte bine conturul de background. Foarte tare acest instrument. Nu mai trebuie să intrăm în Photoshop. Bun, hai să ne întoarcem în Composition și observăm că avem băiatul cu transparență în spate. Foarte, foarte tare. Bun, acum vreau să salvăm acest frame separat pe hard și să-l importăm din nou pentru a merge mai bine After Effects-ul. Pentru asta apăsăm Ctrl-Alt-S și observăm că salvăm primul frame, da, Photoshop, și dăm aici, am deja salvat, o să numesc Frame 0 Timeline și dăm Save. Și dăm Render. Apoi mergem în Project, dăm dublu click și importăm acea filmare, dăm Import, îi dăm Guess ca să interpreteze alfa, cum trebuie, ok. Mergem pe compoziția noastră, aducem poza în Timeline, o ștergem pe asta de aici, din mijloc, Delete, și o activăm pe cea de jos. Acum aducem filmarea în Timeline și, mare atenție, o poziționăm sub frame-ul 0. Da? Sub poza asta. Și aici la Track Mate alegem Alpha Mate Frame 0 Timeline. Bum! Și observăm că putem vedea filmarea doar în interiorul selecției noastre sau pozei pe care am salvat-o mai devreme. Da? Cu tot cu fire de păr. Super bine. Luăm filmarea, apăsăm S să o scalăm. Așa, o ducem puțin mai sus. Îi creăm o mască. Ctrl-Shift-N. Observăm că a apărut o mască aici. Dăm dublu click și o mai micșorăm de jos. O ducem deasupra nasului aici. Așa. Dăm Enter. Apăsăm F să deschidem feather-ul de la mască și dăm aici cam 120. Chiar și mai mult. Cred că este suficient. Iar acum dacă îi dăm un RAM preview, apăsăm 0 din tastatura numerică. Ia să vedem. Arată foarte, foarte bine. Observăm cât de bine se vede pe firele de păr. Da? Foarte bine. Bun. Acum hai să facem și o corecție de culoare. Mergem pe poză, apăsăm Ctrl Space. Este o consolă de pe videocopilot.net, este gratuită. Practic te ajută să navighezi mai ușor prin efecte. Și voi scrie aici efectul Tint. Dăm Enter și dăm 50. Copiem efectul și îl lipim pe video, ca să avem un tint și aici. Acum creăm un nou adjustment layer. Mare atenție, îl ducem deasupra, primul să fie. Control Space și alegem efectul Lux de la Magic Bullet. Dăm Edit. Iar aici la Analog Tribe am acest Ice Peak. Bun, și dăm Bifă, ok. Iată, se vede foarte bine, totul foarte ok. Merge puțin mai greu, este normal. Și hai să facem și o scurtă mișcare. Selectăm toate layer-urile, Ctrl-Shift-C și dăm Move all attributes into the new composition. Și voi scrie aici Main. Ok. O mărim puțin, îi dăm o scalare de 104. Sau hai mai mult, 106. Mergem la început, apăsăm P să deschidem poziția, keyframe la început și spunem să pornească de aici, iar la secunda 5 să ajungă aici. Și acum dacă îi dăm un 0 din tastatura numerică, ia să vedem, arată foarte bine cu acest pan, da? Observăm cât de bine se duce pe selecție. Și cam acesta este tutorialul, dragi prieteni. Sper că v-a plăcut și sper să vă ajute. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și ne auzim data viitoare cu un alt tutorial. Numai bine, pa, pa!